Salut din nou copii pe site-ul nostru de jocuri www.1001jocuri.ca. Avem acest joc de parcat autobuze, dacă vreți să jucați și voi, intrați pe site, linkul, dați click pe linkul de sub video ca să puteți juca jocul. Are și remorcă inclusiv, hai să vă arăt cum se joacă. Trebuie să luăm remorca. Fiecare remorca trebuie dusă la locul ei cu tasta F când ne-am apropiat. Și puteți să ducem remorca la locul ei. Bănuiesc că ăsta ar fi locul remorcii. Vedeți când s-a pus remorca în verde, acolo sus, unde arată mașina roșu și remorca verde, decuplăm cu F, aici sus, mă refer eu, și acum să ne ocupăm să parcăm autobuzul. Dăm puțin cu spatele și îl băgăm în garaj. Hop, așa, up. A expirat timp. Se pare, mergem la main menu. Hai să vă arăt mai puțin mai de la început cum se joacă pe la nivelele astea mai ușoare. Continuăm la nivelul următor. Aici trebuie să facem o manevră ca să ieșim din încurcătură. Dăm puțin cu spatele și apoi cu fața. Și ajungem să parcăm aici. Așa. Mergem la nivelul următor, care este acesta. Hopa, hopa, hopa. De locul de parcare, aici este. Mergem și la nivelul următor. Aici mi se pare că avem niște obstacole, da. Trebuie să nu atingem de nimic. Așa. Aici trebuie să intrăm în garaj, dar... Ia să vedem. Păcat că n-are sunet acest joc. Trebuie să accelerăm încet aici ca să nu... Așa, ca să nu ne lovim de garaj. Și aici deja avem remorca. O vedeți? Ne arată aici sus. Aici. Și asta e remorca. Trebuie să facem o manevră cu spatele. Așa. Și dăm aici cu spatele. Și apoi ne aliniem aici. Și acum dăm cu spatele până la remorcă. Apăsăm tasta F, am tras-o. Și acum mergem drept înainte ca să o punem la locul ei, până se va pune punctul ăsta în verde.
Gata, remorca e la locul ei, decuplăm cu tasta F și noi ducem autobuzul în garaj. Frână. Hop. Cam până aici este tutorialul meu. Nu uitați, ca să vă jucați sub acest video, găsiți linkul, dați click pe el și o să puteți juca.